Salutare dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod de Lesisme. Astăzi am să vă povestesc cum am lăsat de fumat după aproximativ 17 ani în care ajunsesem să fumez spre sfârșit de la 1 jumate la 2 sau poate chiar 3 pachete de țigări pe zi. Povestea se desfășoară foarte, foarte tare. Uh, și o împărtășesc cu voi în speranța că veți reuși, la rândul vostru, să scăpați de aceste mizerii care, sub toate formele lor, nu fac altceva decât să vă ia din uh, sănătate, din bani, din uh, încrederea în sine și lista uh, poate continua. Deci, să revin. Uh, se întâmpla pe data de 5 iulie 2013, acum aproximativ 5 ani și jumătate. În rutina zilnică, cum bănuiesc că majoritatea dintre voi faceți, am intrat pe Facebook și mi-a atras atenția în newsfeed o postare, cineva dăduse like la o postare a unei blogărițe, Simona Tache, am impresia că o cheamă pe doamna respectivă. Nu sunt sigur, dar o să verific și o să las un link în descriere cu articolul respectiv, dacă o să-l mai găsesc. Despre ce era vorba în articolul respectiv și de ce mi-a atras atenția. În prima parte a articolului, doamna respectivă vorbea, împărtășea experiența ei prin care a încercat să se lase de fumat folosind gumele acelea cu nicotină, nicoret, am impresia că se numesc. Și, bineînțeles, cu toate sfaturile primite, cu toată guma respectivă, după două zile de fumat, intrase în o anumită stare în care îi venea să se dea cu capul de pereți, în care până la urmă a sfârșit prin a găsi o scuză pentru a se reapuca de fumat. Și cred că toți cei care au încercat să se lase de fumat prin metoda Nicoret sau prin metoda Plasturi sau prin metode de genul care includeau în tratarea acestei dependențe de nicotină, foloseau nicotina. E ca și când ai încercat să te lași de bere, bând bere. Na, e un nonsens. În fine, a dat greș cu metoda respectivă, bineînțeles, ca nu știu cât, cât la sută dintre noi, pentru că nu este cuantificabil. însă, în partea a doua, a trecut la explicarea celelalte metode care a ajutat-o să se lase de fumat, metoda ușoară a lui Alan Carr. Fiind pentru prima oară când auzeam de uh, Alan Carr și de metoda lui, după ce am citit de la început până la sfârșit partea a doua a articolului în care descria această metodă, uh, primul uh, sentiment pe care l-am avut și prima convingere pe care am avut-o e că e un nou tip de infracțiune. Cine ar crede că poți să te lași de fumat fără niciun sacrificiu după 17 ani în care nu-ți imaginai că te poți lăsa fără dată. Uh, și am fost curios să aflu în ce constă această infracțiune. Hai să vedem în ce constă uh, această metodă ingenioasă de a lua banii celor care uh, își doresc foarte mult să renunțe la fumat. Așa că, bineînțeles, primul lucru pe care l-am făcut a fost să dau un search pe Google și să caut informații despre metoda ușoară. La momentul respectiv mi se părea ceva inimaginabil. Deci că se poate cineva lăsa de fumat fără niciun fel de sacrificiu, înlocuind datul cu capul de pereți și căutarea de scuze interminabile pentru a te reapuca din nou cu o bucurie de nedescris. Și am intrat pe site-ul lui Alan Carș, acolo și mai uh, confuz am fost decât la început, pentru că pe site erau părere ale oamenilor foarte cunoscuți, gen Ashton Kutcher, gen uh, Robert De Niro, dacă nu mă înșel, uh, și tot felul de. de uh, Jack Nicholson, la fel, uh, și tot felul de oameni cunoscuți care lăudau și erau totalmente impresionați de metoda lui Alan Carr. Când am văzut, după aceea am trecut la pasul următor. Trebuie neapărat să văd despre ce este vorba în carte. Trebuie neapărat să citesc această carte. Așa că, la fel, am dat un search pe Google să găsesc uh, cartea lui Alan Carr. Am găsit-o uh, și am fost realmente uh, șocat de faptul că varianta în limba română a cărții, în sfârșit, fumător, scrisă de Alan Carr, costa mai puțin decât un pachet de țigări, însă am simțit de atunci că dacă amân, dacă aștept să-mi iau cartea în format fizic, o să mă iau cu altele și nu -o, o să folosesc la maxim ceea ce scrie acolo. Așa că am luat varianta online, am luat am luat o variantă e-book și de acolo a început nu știu, ceva nu ne-a neapărat magic, ci cât o întoarcere la o normalitate pe care o pierdusem și pe care nu-mi imaginam vreodată că o voi recâștiga. Practic, toate miturile despre fumat, cum ar fi îmi place să fumez, mi-e frică să mă las de fumat, sigarea e un prieten, toate aceste mituri și toate celelalte pe care uh, le crezi sau ți le impui să crezi despre fumat, ți le distruge pas cu pas. Hey. Deci, din momentul în care am citit cartea, continuând să citesc, aveam în cap numai wow, mă las de fumat, wow, incredibil, deci incredibil era sentimentul pe care îl trăiam parcurgând toată cartea, iar în momentul în care am terminat de citit, și ăsta este un lucru foarte important, trebuie să citești toată cartea de la început până la sfârșit, am zis, eram atât de entuziasmat, însă cumva îmi puneam frână entuziasmului, pentru că era un lucru nou pentru mine, și nu știam cum voi reacționa la cafeaua de a doua zi. Am zis că, ok, m-am lăsat de fumat, asta cred, dar testul suprem va fi a doua zi când voi bea cafeaua și uh, atunci mă voi convinge și voi spune clar dacă m-am lăsat sau nu m-am lăsat de fumat. E. Și bineînțeles că a venit a doua zi și în momentul în care. Nu numai că nu mi-am aprins nicio țigară, dar nici măcar prin cap nu mi-a trecut să-mi aprind o țigară și am descoperit cât de bună poate fi o cafea fără țigară, lucruri de neimaginat pentru mine până în momentul acela. A urmat apoi <laughs> A, să le împărtășesc prietenilor pentru că eram atât de entuziasmat de faptul că te lași foarte, cât de ușor poate fi să te lași de fumat, încât automat am vrut să împărtășesc cu toți prietenii mei, fumători sau nefumători, nu conta, nefumătorii m-au înțeles și s-au bucurat pentru mine. Fumătorii, în schimb, reacția lor a fost normală, cum și eu aș fi reacționat în locul lor dacă, fără să știu despre ce este vorba, cineva mi-ar fi spus ceea ce le-am spus eu. Că Băi, după 17 ani de fumat, m-am lăsat fără niciun fel de sacrificiu, citind o carte. Vă dați seama, a reacția lor a fost simplă. Voia la plajă, a Vedem La primul eveniment, prima nuntă sau prima ieșire în oraș. E, bine, prima ieșire în oraș a fost o nouă bucurie pentru mine, pentru că a fost pentru prima oară când nu mă interesa absolut deloc dacă în localul unde mergem se fumează, este sau nu este permis fumatul. Bine, pe vremea, pe vremea aceea încă nu se dăduse legea antifumat. Și deci uh, mi-era totalmente indiferent dacă se fumează sau nu. Și na, a urmat o perioadă în care am avut foarte multe vise în care se făcea că fumam noaptea. Și uh, sentimentul pe care l aveam în vis era unul foarte deprimant. Adică mă simțeam slab, neputincios, cum am putut să fac acest lucru. De ce? Pentru ce m-am apucat din nou de fumat. E, în schimb, când mă trezeam a doua zi dimineață, sentimentul era unul de ușurare combinat cu bucurie, că a fost ceva gen, a fost doar un coșmar. Și uh, ceva mai rar însă, visele au continuat, dar nu este nicio problemă, se întâmplă doar la nivel. Sunt subconștient, nu știu exact cum să, cum să explic. Cert e că din data de 5 iulie 2013 până în prezent și toată viața mea de acum încolo nu voi mai uh, folosi lucrurile pe care le cred niște uh, mizerii și la care. Îmi doresc și sper ca toată lumea mai devreme sau mai târziu să renunțe. Um, dacă aveți întrebări, dacă vreți să vă lăsați de fumat și aveți întrebări legate de uh, cum să faceți acest lucru, vă, vă rog, citiți cartea lui Alan care în sfârșit fumător. Am lăsat link în descriere despre... De unde o puteți găsi. Pentru mine a funcționat cartea. A fost suficientă cartea, însă dacă nu este suficientă cartea, puteți să vă înscrieți la terapia bazată pe aceeași metodă patentată de Allen Carr, se numește Easy Way. De asemenea, las link în descriere despre cum puteți contacta um, EasyWay România. Sunt niște doamne uh, care au trecut, la fel ca noi, prin experiența fumatului. De fapt, una dintre condițiile pentru a deveni terapeut al încar este să fi fost uh, fumător. <laughs> pentru că numai așa poți înțelege și numai așa poți interacționa cu cei care au nevoie să se lase. Spre deosebire de toate celelalte metode, această metodă este cuantificabilă în sensul că 90% din cei care apelează la terapia Alan Carr uh, reușesc să se lase de fumat, și în ce sens este cuantificabilă? Uh, prețul uh, terapiei este returnabil, deci dacă nu te lași de fumat îți primești banii înapoi. Face cerere și ceri, îți primești banii înapoi. Îmi pare rău, n-a funcționat pentru mine, vreau banii înapoi. Și din toți cei care apelează la această terapie, 10% își cer banii înapoi, 90% fac parte dintre cei bucuroși care pentru care această terapie dă roade. De asemenea, dacă ați trecut prin exper această experiență, lăsați un mesaj mai jos și împărtășiți cu noi ca să ajungă mesajul la cât mai multă lume și să fie cât mai mulți cei care o să fie impresionați de cât de puțin lasă la casă în magazin. Deși coșul de cumpărături este plin în comparație cu a, zilele în care fumau și a, țigările ridicau foarte mult a, costul a, produselor din magazin, din supermarket, mă rog, de, de oriunde se pot face cumpărături. Bun, încă o chestie și în am spus și în episodul trecut, pe care dacă nu ați avut ocazia să-l urmăriți, o puteți face oricând pe canalul nostru de YouTube. Cel mai mare dușman în absolut orice domeniu este expresia într-o zi. Și am explicat de ce. într-o zi înseamnă niciodată este dușmanul principal care te împiedică să o faci, să începi, să-i dai drumul la treabă și este dușmanul principal la care trebuie să renunți și să-l înlocuiești cu acum. Vă mulțumesc pentru atenție, să ne auzim cu bine, fără țigări!